Vizionați în continuare pe Exclusiv TV ședința integrală a Consiliului Local din Comuna Cleja, județul Bacău. Vizionare plăcută! Domnilor consilieri, ați fost convocați în ședință ordinară conform dispoziției primare a Comunei Cleja numărul 252 din 15.10.2024. Proiectul ordine de zi al ședinței de astăzi este următorul. Aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 26.09.2024, proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei pentru efectuarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Comunei Cleja, județul Bacău, proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 august 2024 inclusiv, datorate bugetului local al Comunei Cleja, și proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici și a revizului general pentru obiectivul de investiții, reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială Somușca, satul Somușca, Comuna Cleja, județul Bacău, dotarea UAT Comuna Cleja, județul Bacău, cu două stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, componenta de investiție 13, infrastructură școlară, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, componenta 10, fondul local, precum și diverse. Am uitat să menționez, toți consilierii sunt prezenți. Cine este de acord cu ordinea de zi? Deci toată lumea. Deci vor de prezență, da? Domnul președinte? Bună ziua! Începem cu primul proiect, aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 26.09.2024. Să discuți aici? Eu aș vrea de făcut o mențiune că nu s-a prins în procesul verbal aspectul prin care am cerut ca acest Consiliu Local sau motorul Consiliu Local să îndrepte inițiatorului pentru cu doamna bibliotecar. Deci, am făcut mențiunea atunci că inițiatorul, noi, ca și Consiliul Local, sau viitorul Consiliul Local, se îndrepte asupra inițiatorului pentru a recupera paguba de 43.000 de lei. Ca propunere. Da, ca propunere a fost, dar a nu propus. S-a consemnat în procesul verbal. Da. Asta e. A propus și... Restul e ok. Ai ceva, nu? Nu. Nu, supunem la vot primul proiect. Cine este pentru? Nu, bate lumea. Deci, da. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei pentru efectuarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și domeniul privat al Comunei Cleja, județul Bacău. Doamna secretară, puteți spune? Dacă aveți întrebări, am pus la dispoziție proiectul. Am stabilit perioada 18-11-2024, 13-12-2024. Se va face o comisie stabilită prin dispoziția primarului și apoi se va face inventarierea anuală, da. Discuții pe acest subiect? Nu? Trecem la vot. Cine este pentru? Toată lumea pentru. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31 august 2024, inclusiv, datorate bugetului local al Comunei Cleza. Doamna secretară, ce-i dacă aveți... Dar ne explicam despre ce e vorba aici. Se anulează accesoriile, adică dobânzile și penalitățile, până la 31 august. Cererile se depun până la 25 noiembrie. Am stabilit niște condiții prin regulament, printr-o procedură. Adică să înțeleg că ăștia care am plătit taxele până pe 31 martie... Sunt plătit, da. De acum o să plătim și noi pe la plătit. Restanța se va plăti, doar penalitățile și... numai penalitățile. Și dobânzile, atât. Scute, și dobânzile, atât, dar restanța tot plătește. Restanța se plătește, tot. Ca să impulsioneze plata... Ăștia nu beneficiază, ăsta plătește integral tot. Tu ai beneficiat de reducere. Dobândă și... mai da. Domnul Gildo, vă rog. Da. De câte am văzut, valoarea restanțelor, cum ar fi, dobânzilor, e de 175.000. Nu restanțe, accesoriilor. Accesorilor, așa este de 175.000. Nu s-ar putea face ceva cu banii ăștia, domnul primar, în comună? Dacă nu plătesc nici așa. Bine, dar trebuie să... Păi și crezi că vor plăti acum? Deci, încă o dată,
Deci, da, astea sunt două zile, dar dacă ei plătesc baza... A, și cel care noi care am plătit în avans, ai suntem cum, mai... Ai luat 10%. Ai, nu, dar dacă am plătit la 1 aprilie, nu am mai primit aia 10%. Nu, era până 31. Păi, ține, 1 aprilie. De ce n-ai plătit cu o săptămână? Păi, n-am avut bani. De ce n-ai venit să-mi pun de la cum? Dar ne-am bani. La cum? Nu, noi am... Ascultați-mă un pic. Noi v-am supus un proiect preaprobat. Da. Dacă doriți și să nu facem acest proiect, nicio problemă. Dumneavoastră votați sau nu votați? E conform legii. E conform legii. Legiuitorul a spus ca cei care a vrut, prin lege a stabilit ca cei care până acum n-au plătit au șansa asta de a plăti baza ca să nu mai plătească aceste două bănzi. Dar eu vă spun că o să rămână cei care au fost buni platnici au plătit până acum, cei care nu au fost buni platnici nu o să fie nici de acum și nu o să vină nici de acum. Deci nu avem acum o bonificație pentru cei care au plătit de la 1 aprilie până la 31, nu avem o bonificație. Dar atunci ați primit conform legii, ați avut reducerea aia de 31 august. Da, dar am zis de la 1 aprilie până la 31 august. Deci pentru 31 nu avem niciun fel de bonificație, nu puteți să iniți nimic. Aveți conform legii, aveți numai eticheta de cetățean conștiincios. V-ați plătit taxele, da? Și susțineți comunitatea prin taxele plătite. Adică noi care... Și tu ai plătit taxele, da? Și tu ești cetățean. Toată lumea de aici sunt cetățean modeli. Hai să le dăm șansa și celor care am întârziat, poate... Da, dar nici nu am... Dar unii ferici, n-am zis treaba asta, ce se întâmplă treburile astea în anul electoral? Când PSD-ul și PNL-ul la putere numai... Dar nu este vorba, nu este vorba de Ana Electoră. Vreau să rețineți un lucru. Sunt persoane care sunt în alte județe. Sunt care nu lucrează și iau o grămadă de amenzi. Și noi ne registrăm aici cu amenzi foarte mari, cu aceste sume foarte mari, care nu știu dacă vreodată vom recupera. Astea sunt istorice. Oricum nu cred că cine avea de plătit, plătea. Cine avea de plătit, plătea. Mai avem când ai luat bani de dincolo, zice, dar tu ai. Da, domnul primar, dar termenul este 25 noiembrie 2024. Da. Până atunci trebuie oamenii să depună documente pentru... Ar mai fi o lună de zile. Păi, da. Cine vrea să o practică aia care depun o cerere. Da. Păi da. Trebuie să depun o cerere, nu doar, nu se anulează. Da. Doar cel care are intenția de a plăti, va veni și pune la vot. Ăla care a avut a plătit, ăla care nu vrea. Nu va plăti nici de acum. Deci, v-ați lămurit, nu? Bine. Supunem la vot, mai sunt întrebări? Mai sunt poate va fi cineva totuși care... Ba, poate va fi, hai să dăm șansa, nu? Hai să dăm șansa. Bun, să supunem la vot atunci cine este pentru? Împotrivă? Abține? O abținere. Două abține, nu? Și una sunt două abține. Deci 11 voturi. 11 pe? Următorul proiect de pe ordinea de zi, proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, reabilitarea, modernizarea și dotarea școală gimnazială Somușca, satul Somușca, Comuna Clejă, județul Bacău, dotarea UAT Comuna Clejă, județul Bacău cu două stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, componenta de investiții 13 sau I3, infrastructura școlară, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența României, componenta 10, fondul local. Dacă sunt discuții pe acest subiect, domnul primar poate ne explicați... Păi avem proiectul tehnic avizat, urmează să scoatem la licitație și acum să stabilim suma finală pe care noi vrem să scoatem la licitație. Discuții pe subiect? Să ne apucăm o dată. Să ne apucăm, da. Da, dar de 4 ani din continuu, numai asta. Facem modernizare. Păi, dar nu s-a făcut nimic. Direcția asta să merge, să facem ceva. Așa este, norocul nostru este aici. Așa este, totuși suntem majoritate. Că cu unul ca domnul Gindu sau domnul Pavel Cadar sau în partea asta, nu făceam nimic până acum. Așa de bine de rău am ajuns la final. Că suntem majoritate. Că altfel cu oameni de ăștia nu faci treabă. Dacă îmi permite, domnul primar. Să nu uităm că domnul Cadar, de-a lungul timpului, nu a cerut decât proiecte
care să ne ridice, nu să ne coboare. Păi dacă nu aprobați aceste fapte, ce fapte vă abțineți de fiecare dată? Da, așa, m-am abținut cumva acum? Nu acum, nu. M-am abținut la proiecte de niciodată m-am abținut la proiecte de școală și s-am organizat. V-am cerut de-a lungul timpului, domnul primar, hai să nu cheltuim bani pe mizerii de alea de stație de autobuz, care nu-ți bune de nimic. Nu, nu, nu. Haideți să facem... Să supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Uite aici, da? Sunt pentru, da? Domnul primar, sunt pentru, da? V-ați văzut, da? Mulțumesc frumos! Eu mă abțin, cu domnul, ca să fiți cu sunt de acord cu modernizarea școlilor. Ceea ce ne-a v-ați lăsat, domnule. Nu m-am abținut niciodată. Nu m-am abținut niciodată eu. Niciodată. Nu, nu, nu. La celălalt cu datoriile, hai mă abținut, haideți să nu le amestecăm, da? Următorul proiect pe ordinea de zi, diverse. La diverse aș vrea să vă aduc la cunoștință că începând cu săptămâna viitoare să veniți să depuneți declarațiile de avere și interese la încetarea mandatului. Ok. Da? Da. Atât am avut eu. Pui eu crescut averea, da. Și să veniți să predați și sticurile cu semnătura electronică, cei care nu mai n-ați fost aleși. Da. Aș avea o întrebare către domnul primar, dacă are vreo situație aparte la lor din comună. Parcurile, ce stai să dacă le facem, le facem. Am normal. Domnul primar, când? Au plecat din Polonia, zicea că s-a stricat mașina. Asta e viața. Le facem. Iar cel cu pe fonduri europene se lucrează la licitație. Dar se face. Poate nu mai câștigă tot firma asta. Dar nu, că s-au venit la Vitexul. Dar se vor face după ce termin canalizarea, presupun, nu? Da. Suntem în luna august, deci când frumos, asta este. Produce, da. Deja văd că canalizarea prin sat se dezvoltă, curge în șanțuri, totul e perfect. Domnul, de două săptămâni s-a tratat pe propusul lui, s-a marcat că o să se asfalteze. Noi ne bucuram că deja au tratat, o să punem utilaje, deja marcajul nu se mai văd, pentru că s-au arat, s-a... Păi nu, am oprit eu lucrările să nu mai le fac. Pentru că așteptăm canalizarea, acolo va fi canalizarea, vor fi stații de repompare și va fi și stația de care duce stația de colectare, care duce spre Bacău. Acum, dacă noi am asfaltat aceste străzi, alea s-ar distruge de tot. Și ne oprim acolo, s-ar putea să le facem la primăvară, eu trag de constructor ca să nu le facem. Deci ei au venit, au marcat și ne-am zis să se oprească. Păi am văzut marcajele și de două săptămâni deja nu deci mai văd marcajele. Nu știu dacă mă fac înțeles. Da. Totdeauna am discutat problema asta, că strada Stiliște și strada Popoșului le lăsăm, eu mă rog la Dumnezeu să nu le termine anul ăsta. Adică nici să nu să aibă de treabă sau de pe alte fronturi, dar aici, pe Popoșului și Stiliște, lăsăm în momentul când... Da. Deci deja suntem în faza de terminare a licitației cu canalizarea. Când am să văd cine este constructor, am să vorbesc și la cel care, am să iau legătura cu el ca să facem aceste două străzi, după care să lucreze și în altă parte, adică să băgăm țevile și stațiile de bombă. Dar măcar dacă stăm până în primăvară, deci la iarnă o să fie haos acolo. Și așa v-am spus că bălțile sunt e dezastru. Măcar un camion două de nu este chiar așa de grav. Noi suntem pretențioși. Deci, nu suntem pretențioși. Deci nu, nu, haideți să exagerați acum. Bine, nu, croat un pic. Și apa s-a dus. După ploaia așa este. Acum, pe drumurile de balast așa se întâmplă. Nu e asfalt. Acum dacă veniți, toată apa acolo se adună. Da, este deci, o problemă acolo. Nu știu cum o să rezolvăm. Măcar pentru că eu am făcut proiectul, este făcut ca să avem rigori, dar nu știu unde o să fac. Și miercuri vine proiectantul, am convocat proiectantul pentru că nu știu unde o să avem descărcările acolo. Adică el face rigola și se duce în vale, dar eu de la capătul străzii și până la părău, pe unde fac? Trebuie să merg pe proprietățile oamenilor? Dar e privaturi. Dacă e privaturi, dar e o problemă. Asta vreau să spun, că s-a oamenii în cap. Domnul Joca știe destul de bine că l-am sunat odată, deci când era în primărie, l-am sunat că s-a potbolit mașina de gunoi la mine, în față. L-am sunat și mi-a zis că nu ar ce să facă pentru că e problema salubrității să-și scoată mașina, că nu e problema primăriei.
Deci exact acolo, pentru că pe canalul de apă și gaz, acolo mereu se lasă partea aia. Deci acolo ar trebui... Oricum trebuie făcut un șanț acolo, ca să scurge apa. Da. Altfel nu rezolvați nimic. Atunci când plouă, acolo s-a adunat apa. Da, eu am înțeles, dar măcar o leacă nivelat. Trebuia dinainte de a retroceda sau în momentul când s-au intabulat aceste terenuri, trebuia lăsat un metru de pământ sau 2 metri să faci un drum lateral ca să închidă cumva. Eu am înțeles. Și vara asta, deci s-au încoplând două camioane cu gunoi, când era într-o Miercuri, la începutul lunii, și ăla de reciclabile și ăla de gunoi, nu aveau măcar o șufă, deci norocul meu că eram acasă, le-am dat o șufă ca să se tragă unul de altul să iasă de acolo cât de cât. Eu am fost acolo, mi s-a părut că ar fi... Dar nu e tot drumul, nu e tot drumul, e porțiunea aia, capătul de drum la mine, că acolo toată apa de pe drum se blochează exact în... Acolo e o problemă, deci vin proiectanții Miercuri și încerc să găsesc o soluție cu ei. Deci nu clar în care... Stația de epurare, unde aveți de gând să puneți? Păi stația de epurare este la Bacău. E la Sfârșicul. Ah, la Bacău. Numai aici se fac bazinele de colectare, unde se fac stațiile de repompare, cu apele uzate, care pleacă la... Și din cauza asta nu pot lucra acolo. Pentru că acolo vin chiar la partea de cea mai de jos a comunei, și de acolo sunt proiectate stații de repompare. Ce se va întâmpla în cazul în care, să zicem, că nu o să mai fie curent electric? Unde să nu fie curent? Pompele alea sunt alimentate, sunt cu curent, cu energie electrică. Deci da? ele au... Da, spus. Și la un moment dat, să zicem că se întâmplă, Doamne ferește, ai o rezervă inedată și după aia periodic pornesc pompele astea. Păi periodic pornesc pe stații de... Dar eu vreau să când o să vină război, o să vedem atunci ce o să facem. O să ne doar dracu de asta. Să rugăm pe domnul coleg să-și cumpere o pacă, ca o moment mă refuleaza acelea. Păi da, la mine acolo... Să ne dăm la pana de curent din Cuba. Nu, nu, stați o secundă. În comună sunt mai multe stații de repompare. În comună sunt mai multe stații de repompare. Nu numai acolo. Sunt prevăzute în anumite puncte unde sunt deliberări foarte mari, urcă. Iar nu, deci nu vine apa numai acolo. Și să refuleze undeva. Da. Domnul Gildo. Domnul Grăman, mai țineți minte că ați zis că dați în folosință conducta de gaz la Valea Mică? Vă zic eu, 31 august. Da, și eu m-am mutat de ei. Au fost... Deci... Stați două secunde. Da, așa, spune-mi. Mi se pare normal, suntem la sfârșitul octombrie, oamenii să nu știu cumpăra lemnii deja, pentru că s-au bazat pe vorba dumneavoastră? Știi ce se întâmplă? Faci niște contracte și speri că lucrurile vor merge într-o direcție liniară, ca să spun așa. Cel care ne-a făcut lucrarea, noi am făcut un pic de extindere de rețea în partea și noi trebuie să obținem licența. Ăștia de la gaz nu ne dau licența pentru că s-au făcut mai mult pe rețea decât au fost în avizul de racordare. Au fost la Târgu Mureș și tot se încearcă să facă licența. Deci în continuare nu vor avea gaza noastră, înțeleg. Nu știu, vor avea gaz. Dar nu anul ăsta. Nu, anul ăsta vor avea gaz. Sigur. Sigur. Bun. Deci toată lumea se luptă să facă. Asta este. Se face o excepție. Nu țin de primar. Ia niște contracte în derulare, în momentul când termină lucrarea, se face recepționează, sunt niște situații când ești imposibil de a rezolva o problemă. Adrian, la o întrebare. Cu canalizarea care o să treacă pe la noi. Da. Noi trebuie să așteptăm să vină conducta principală de la Răcăciuni, s-a spus, sau de unde o să treacă? Sau o facem noi? Noi cine? Păi noi, primărie. Nu, primăria nu face. Păi și ce așteptăm atunci? Constructorul a licitat o lucrare. Da. Licitația a fost făcută de CRAB. Da. Așteptăm ca constructorul să câștige această licitație, după el care să se apuce... Canalizarea... Nu, canalizarea se face punctual. Adică fiecare comună are canalizare proprie. Da. Aducțiunea de apă este aducțiune generală, care vine de la Bacău și merge prin Bălcescu, Faraoani, Valea Mare, da, Cleja, fundul Răcăciuni și Răcăciuni. Conducta principală. Da. Iar
în momentul când se apucă ăștia de treabă, au contract, au termen de 2 ani să-și facă canalizarea. Dar ei se apucă de treabă începând de la până unde avem noi? Nu-i treaba mea, el licitează. Este un grafic Gantt, așa se numește, grafic Gantt, în care se stabilește unde și în ce zone lucrează. Da, e problema lui, până la urmă, în 2 ani eu trebuie să termine canalizarea. O ia din sus, oricum nu se dă în folosință până nu se termine toată lucrarea. Eu mă gândesc și la alte variante, de exemplu, trusele care au fost asfaltate, acum nu aibă canalizare? Nu. Deci avem străzile, avem 27 de kilometri de asfalt, de canalizare. Da. În principiu sunt străzile principale, străzile bune, Unirii, Stejarului, Europeana până la Valea Mică, mai câteva, mi se pare strada Stadionului, sunt câteva străzi care deja aveau asfalt. Acolo și se sparge asfaltul, se fac asfalt. Deci, străzile principale. Noi acum ce asfaltăm? Asfaltăm mai mult străzile secundare, care canalizare va fi în momentul când o să vină conducta principală, după aceea alegi fiecare străduță. Va fi un alt proiect. Deci acolo nu se mai sparge, Nu se mai sparge. Ei, și aici problema e numai strict de străzile astea două în care ești tu acolo, se face canalizarea și... Pentru că este și baza de acolo de unde se pornește. E măcar decât să avem și noi... O să văd acum dacă e situația este gravă, cum ai spus tu, o să vin și o să orice zi puteți veni să vă arăt exact situația și o să vin, o să văd, o să facem să fie bine. Dar o să vreau câteva, o mașină de balaj și rezolvăm problema. Trebuie acolo, chiar trebuie acolo. Ei, eu n-am fost să-mi capăt la tine, ca să spun așa. Europeană, se vede dita mai baltă acolo. Am întors eu e mașină. Exact. Deci rezolvăm problema, dar ți-am spus că vine proiectantul și chiar aș lăsa acolo fără poimă, nu mai vine proiectantul. Am mai adus eu cu tractorul, am mai adus ca să mai ridic o leacă la mine ca să pot să am acces. Dar e partea asta care chiar nu finanțează. Sigur, aceste probleme punctuale, ca să spun așa, puteai să-mi spui și până acum, puteai să-mi dai un telefon, domnule, am o problemă și veneam, nu e o problemă. Că de obicei oamenii vin, mă sună, mă duc cu... Dar noi am mai vorbit și la ședința trecută și ne-am mai întâlnit pe drumul într-o zi și v-am mai explicat situația. Și probabil... Da, sunt multe probleme. Da, am înțeles. Dar acum chiar insist, dacă se întâmplă cu asfaltul, măcar... Găurile alea că de Alexandria se pot astupa. Nu știu, vine canalizarea acolo. De astupat, astupăm, o să văd... cât de curând, iau niște acolo, cred că trebuie să decopertez bani și să beag niște piatră spartă, că dacă pui balast normal, îți spate și mașinile se spate afară. Da, deci acolo n-am putut să fac nimic, tocmai din cauza că este prinsă cu canalizarea acolo. Da. Mai sunt discuții? Domnul Gildu. Okay. O problemă care nu s-a ridicat prea oară. Nu, că nu scăp, aș din gură. Tu scăp, dar noi nu scăpăm. Vreau să văd dacă domnul primar se ține de cuvânt. Așa. Că, na, data trecută, la ședința trecută, m-a luat oarecum piste picior și la mișto, să zic așa, cu contractul domnului administrator. A spus în ședința trecută că veți aduce la proxima ședință, adică astăzi. Ce-ți face? Contractul de management al domnului administrator. Așa. Îl veți aduce la următoarea ședință. Așa. E următoarea ședință. Ați adus contractul domnului administrator? Păi nu. Dacă vrei să vezi contractul de management... Domnul primar a spus dumneavoastră, că e considerat în procesul verbal, că am să-l aduc la următoarea ședință, alături de rapoartele de evaluare. Avem contractul Da, rapoartele de evaluare în care ați evaluat cum foarte... E foarte bine pe am înțeles. Deci îți spun că e foarte bine de pe stilul. Sau vrei un capitol aparte să mă întreb? Nu, voiam să vedem mai întâi contractul, da? Domnule, anexele, și după aia puteți să trage concluzii dacă a fost sau nu foarte bine. Nu, dar concluzia o trag eu, nu tu. Nu. Nu voi. Eu. Da, tot ce e posibil. Și îți spun de la început, am dat foarte bine peste tot. Mă bucur sau treaba asta, dar ați adus contractul? Nu. Deci nu v-ați sunt de cuvânt. Nu, data viitoare. Începe cu referendum. Acum ar să începe. Am început deja cu procedura. Bravo. Alte discuții mai sunt? Okay. Nu? Declar ședința închisă. Domnilor consilieri.